Mult. În acest weekend are loc cea de-a 11-a ediție a evenimentului Zilele Clujului. Timp de 4 zile, clujenii se vor putea bucura de piese de teatru, de expoziții, de concerte și de un spectacol organizat cu drone și cu proiecții de videomapping. Prima zi a festivalului a debutat în Piața Unirii cu Starea de Teatru, la care, bineînțeles, invitatul special a fost nimeni altul decât marele actor Florin Piersic. Foarte multe să vă spun. Vă rog să vă uitați la ceas. Puștiule, tu care ești acolo la aparatul ăla de filmat, uită-te la ceas. Cât e ceasul acum? Cât e? Strigă tare că eu sunt surd, zi. 8:15. La 10:15 vă dau drumul să mergeți acasă. Florin Piersic a fost primit cu aplauze de către public și de către primarul Clujului, care i-a oferit și un premiu. Ca numele clujenilor de aici, care vă admiră și vă respectă, să vă ofer acest trofeu al excelenței artistice pentru tot ceea ce reprezentați, pentru teatru, cinematografia și românii oriunde s-ar afla ei. Îndrăgitul actor a așteptat cu nerăbdare reîntâlnirea cu publicul clujan. Eu la Cluj mă simt bine întotdeauna. Mult că ați venit pentru mine și vă doresc să vă mai întâlniți cu oameni ca mine. Îi dau ilustrațiunea teoriei. Neutru, mă! Neutru! Păi dacă calul-i masculin, mă, și iapa-i feminină, mă, neutru-i ca târu, mă. Urmează 3 zile incendiare, ca să folosesc o expresie fotbalistică, dar este cu adevărat așa. Peste 100 de evenimente în 40 de locații de astăzi până duminică, de la teatru, la operă, de la muzică de toate genurile până la maraton cu Tom și Jerry. Mii de clujeni au venit să se bucure de prima seară de teatru. A fost excelent, chiar a fost o bucurie să-l vedem pe Florin, cel puțin a fost o bucurie să-l vedem live, să se deschidă în fața publicului, să vorbească cu noi. A fost așa ca de la suflet, de la suflet. Chiar aveam nevoie de o piesă de teatru așa în aer liber. Ediția din acest an are loc în perioada 18-21 mai. În următoarele zile, pe scena din Piața Unirii vor urca Andra, Carla's Dreams și companie.